tehnologie, satelit, performanță, inovație. Pe scurt, Inovagria Meteo, o aplicație pe tabletă și telefon care îți oferă prognoza meteo specializată la nivel de oră și localitate. Prin Inovagria Meteo vei primi avertizări direct pe telefonul tău. Vei ști când să te pregătești pentru arșiță, ger, precipitații și fenomene de risc. Vei afla primul nivelul rezervei de apă din sol pentru cultura de grâu și porumb, dar și data primului îngheț de toamnă și a ultimului îngheț de primăvară. Descarcă chiar acum Inovagria Meteo și vei primi istoricul meteorologic de la stația meteo cea mai apropiată de tine. De acum, nimic nu te va mai surprinde. Inovagria Meteo, printr-o simplă atingere a telefonului. Bine v-am găsit la singurul jurnal de știri pentru fermieri și companiile de agribusiness din media online din România. Sunt Andra Dospinescu și împreună cu colegii mei de la Agrointeligența vă mulțumim că urmăriți acest buletin informativ în direct pe Facebook. Vă invit să rămâneți alături de mine și să dați like și share acestui jurnal agricol realizat de echipa Agrointeligența. Haideți să urmărim acum cele mai importante știri ale zilei. Cel mai mare eveniment dedicat culturii de porumb își deschide mâine porțile în județul Ialomița. Mii de fermieri vor fi prezenți în ferma lui Nicolae Sitaru din localitatea Orezu, iar surprizele nu vor fi puține. O parte din ele vor fi legate de producțiile obținute de hibrizii de porumb, care anul acesta au avut rezultate record. Detalii despre tehnologia folosită imediat la știrile Agrointeligența în direct. O nouă cultură devine din ce în ce mai populară în România. Lufa sau castravetele burătos este o plantă apreciată mai ales de micii fermieri, care au descoperit în această cultură o sursă de profit. Cum se cultivă lufa, vă spunem în această seară în jurnal. Odată cu venirea toamnei, culturile de legume, dar și livezile, au nevoie de o atenție specială. Care sunt lucrările obligatorii în acest sezon, discutăm în această seară cu doi cunoscuți specialiști. Cele mai bune sfaturi le prezentăm în cadrul buletinului din această seară. Mâine de la ora 10, fermierii sunt așteptați la Ziua Porumbului, cea de-a 8-a ediție a evenimentului organizat de fermierul Nicolae Sitaru în parteneriat cu compania Bayer, va fi prilejul pentru a afla care sunt cei mai productivi hibrizi de porumb. A fost un an bun, spun organizatorii, care asigură fermierii că vor avea surprize plăcute mâine la Orezu, județul Ialomița. În premieră, Agrointeligența vă prezintă ce tehnologie de cultură s-a folosit pentru Ziua Porumbului 2017 și vă dă întâlnire mâine în câmp la Orezu. Tehnologia de cultură este următoare. Am avut în ambele locuri premergătoare grâu, după care am făcut lucrările de pregătire și la începutul lunii aprilie, mai exact pe 4-5 aprilie, am semănat. Am folosit tehnologia de îngrășăminte recomandată de Vantage. M-am încadrat în cele 170 de kg de azot. Am completat și cu ceva fosfor și potasiu. Tehnologia e diferită față de ce am eu în restul câmpului și rezultatele sunt pe măsură. Tehnologia Bayer de erbicidare, am folosit Adengo la pregătirea, înainte de răsărirea culturii și după ce a răsărit, în perioada 6-8 frunze, am dat cu Laudis 2 litri la hectar și porumbul este foarte curat. Suntem parteneri ai firmei Bayer, câteva ediții bune, cu rezultate foarte bune, iar densitatea de semănat la toți hibrizii a fost de 70.000 de plante la hectar. Tehnologia a schimbat-o, am renunțat în loturile pe care le-am cules pentru Ziua Porumbului la Buctril și a venit cu Laudis și pare să că rezultatele sunt mai bune.
Lufa sau castravetele buretos este una dintre culturile de nișă care au prins avânt în ultima perioadă. Este o plantă cunoscută mai ales în gospodăriile de la țară, acolo unde lufa se creștea pentru ca apoi fructul uscat să fie folosit ca burete. Acum pe piață există o cerere reală pentru acest burete natural, iar cultivarea castravetelui special a devenit o afacere pentru unii mici fermieri. Lufa sau castravetele din care se produce buretele natural este una din ideile de afaceri de care pot profita micii fermieri, cei care nu dețin suprafețe agricole întinse. Pentru cei care se gândesc să cultive lufa, inginerul Costel Vânătoru de la stațiunea legumicolă de cercetare Buzău vine cu câteva sfaturi practice pentru înființarea unei plantații profitabile. Deși această specie este adusă de mult în România, din păcate nu este foarte bine cunoscută și este cultivată pe suprafețe foarte mici. Este cunoscută și sub denumirea de buretele vegetal, deoarece în acest fruct se extrage buretele vegetal, cel care este foarte mult apreciat pentru calitățile sale, curăță foarte bine pielea atunci când o folosim la baie. Deoarece în fruct, în burete, se găsește anumite substanțe numite saponine, efectiv un șampon natural pe care buretele degajă lent și asigură foarte bine, curăță foarte bine pielea atunci când îl utilizăm. Este o plantă la fel, cu multiple întrebuiințări. La noi este cunoscut mai ca burete vegetal, însă în afară este folosit la izolarea caselor, la izolarea fonică a ușilor, ca filtre pentru diverse lichide, sigur, ca filtre chiar pentru mașini de lux, deci o plantă care este utilizată pe scară largă, chiar și în industria uleiurilor. Din semințe de lufa se extrag uleiuri valoroase, atât alimentare cât și chiar tehnice industriale. Deci o plantă care merită cultivată, deoarece, așa cum este sănătoasă, nu avem nevoie de tratamente chimice, produce foarte mult la unitatea suprafață, la fel are această cerință ca planta să fie palisată, deci să fie dirijată pe orizontală și chiar să-i se asigure plasă sus ca să formeze forma aceasta de boltă. Tehnologia de cultură nu este complicată și se aseamănă foarte mult cu cea a castravetelui. Bureții vegetali au un ciclu de viață destul de lung. Ei sunt plantați la începutul lunii mai, în solar, iar recoltarea începe la sfârșitul lui august și ține până la îngheț. În condițiile pedoclimatice ale țării noastre, lufa se comportă ca o plantă tardivă și foarte multe fructe la multe soiuri rămân, nu ajung la maturitate și nu pot fi utilizate. De aceea, soiul la care noi am lucrat, am urmărit ca să producă ceva mai devreme, să fie o perioadă mai scurtă de vegetație, ca să putem să avem o producție mai mare și de bună calitate. Aceasta, probabil că de aceea nici nu s-a lucrat foarte mult, nu s-a cultivat mult lufa în România, pentru că chiar în condiții de câmp și în condițiile cu zone mai reci, fructele nu ajungeau la maturitate. Însă soiurile acestea care le avem obținute la stațiune pot fi cultivate pe tot teritoriul țării noastre, atât în spații protejate cât și în câmp. Sigur, producția este mult mai mare în spații protejate, în sere solare. În câmp, producția este ceva mai mică. Fructele sunt ajunse la maturitate atunci când codița s-a veștejit, vârful inferior s-a îngălbenit, iar prin lovire scot un sunet asemănător cu cel al pepenilor copți. Abia în acest moment se recoltează manual prin ruperea de pe vrej. Dacă fructele opun rezistență, se vor mai lăsa câteva zile, semn că încă nu sunt coapte. Este o cultură rentabilă, din păcate, așa cum toți cei care merg în excursii în afară, cumpără de acolo burez vegetal, dar ei pot fi produși în România cu succes și, am spus, cu rezultate destul de bune. În ceea ce privește păstrarea lor, fructele de lufa se culeg când sunt coapte, se decojesc și se păstrează la soare până când se vor usca. Apoi sunt depozitate în saci de plastic perforați sau lădițe pentru a nu mucegăi. De asemenea, este recomandat ca spațiul de depozitare să fie ferit de umezeală și cât mai aerisit. Toamna a venit nu doar pe câmp, ci și în grădina de legume, în solar și în livadă. Ce trebuie să facă fermierii pentru a avea parte de o recoltă bogată și de producții mari de fructe, discutăm cu doi specialiști, cunoscutul legumicultor Gheorghe Vlad și inginerul horticultor Marian Stoian. Cool.
cultura legumelor, livada de pom fructifer și chiar grădina de flori au nevoie de lucrări specifice în această perioadă. Odată cu venirea toamnei apar noi probleme pe care trebuie să le preveniți astfel încât să aveți o recoltă bogată, fie că vorbim despre legume, fie că vorbim despre fructe. Deloc de neglijat în perioada septembrie-octombrie se recomandă igienizarea, însămânțarea și aplicarea de îngrășăminte. De asemenea, nu trebuie neglijată nici irigarea. Deși plantele își opresc vegetația, ele încă au nevoie de umiditate. Întreținerea culturilor are un ritm zilnic. Spre exemplu, udatul este o zi da, una nu. Prășitul, la momentul, indiferent cum apar buruienile, trebuie eliminate, că dacă ai un concurent, el nu trebuie lăsat, că mănâncă din hrana plantei. Dacă treci la 2-3 zile în cultură, acum este cazul de ardei, trebuie să-l verifici dacă apar boli, dacă apar pătări pe frunze. Trebuie să ții foarte aproape, că în perioada toamnei sunt nopțile mai răcoroase și vine acea rouă a dimineții care se duce mai târziu și ea ține, deci în legumicultură umezeala când este, apar boli. Indiferent că este vară sau este toamnă, dar în general toamna este mai persistentă pentru că răcirea timpului și a temperaturii apar nebulozități, e mai preponderent. Dar tipic prășitul, eliminatul buruienilor este strict pentru că el nu trebuie să consume în hrana plantei. Pomii fructiferi nu trebuie neglijați nici ei, este momentul ideal pentru plantarea lor, motivele sunt multiple. Spre exemplu, creșterea lăstarilor la pomii plantați toamna va fi mai mare decât în cazul celor sădiți primăvara. De asemenea, lemnul tânăr va avea timp să se maturizeze și nu va fi expus gerului. Totodată, ploile de sezon vor asigura umiditatea necesară și un contact bun al rădăcinilor cu solul. Lipsă de alternativă, plantăm și primăvara și este ok, dar cel mai bine este toamna din mai multe motive. Unul dintre motive este că materialul de plantat, pomii, vin sănătoși, da? Cu rezervă de hrană, cu posibilitatea ca peste iarnă să regenereze rădăcinile, să se ancoreze în sol și să pornească în primăvară, în orice caz, în primăvară. Ăsta pus în toamnă este mult avantajat față de cel care este plantat primăvara. În aceeași ordine de idei, ăla care îl plantăm noi, pe care îl plantăm în primăvară, s-ar putea să fi stat toată iarna în depozit undeva și să nu fie ținut cu rădăcinile îngropate așa cum ar trebui, cu nisip, în condiții de umiditate și fără să fie atacat de frungeri din asta, că nu se știe niciodată în ce condiții sunt ținuți pomii ăștia peste iarnă. Și atunci vine epuizat, vine luat de ger, probabil atacat și de dăunători deja, că în zonele astea unde sunt pepiniere și chestii de felul ăsta, unde se produce material de plantat, se dezvoltă bine și rozătoarele mici, șoareci și așa mai departe. Și un pom atacat de dăunători, epuizat în depozit, fără rezerve de hrană, în primăvară plantat, nu mai este același lucru ca ăla pus de toamnă. Bolile și dăunătorii pot fi distruși și fără utilizarea unor substanțe chimice, atât pentru sol cât și pentru oameni. Puteți proteja pomii fructiferi folosind metode ecologice care pot fi preparate chiar în propria gospodărie. În cazul în care avem afide și vrem să facem un tratament la ele, se face cu o chestie de 50 de grame la un litru de apă, săpun de casă cu apă, da? Se face asta și cu pulverizatorul dat pe frunze. Atât de simplu. Și e și foarte ecologic și nu avem nicio problemă. În grădinile de la curte, de la țară, se pot pune plante, cum ar fi pelinul, usturoi, hrean. Astea sunt plante repelente care alungă dăunătorii și ajută pomilor mai bine decât multe chimicale. Tot
tot acum, spațiile verzi trebuie curățate de creni și frunze uscate. Specialiștii ne sfătuiesc să păstrăm această materie și aceasta pentru că în scurt timp se va transforma în îngrășământ. De asemenea, nu trebuie pierdută ocazia plantării florilor de care vă puteți bucura în lunile de primăvară. Panseluțele, micșunelele, muscarii și lalelele sunt doar câteva dintre florile care pot fi semănate acum în grădină. Toamna nu înseamnă sfârșitul vegetației. Acest anotimp reprezintă un nou început pentru recoltele bogate de anul viitor. Acestea au fost știrile care contează pentru dumneavoastră în agricultură. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu orele 20, vă așteptăm să fiți alături de noi și să urmăriți singurul buletin de știri pentru fermieri și companiile de agribusiness din media online din România. Vă rugăm să dați like și share acestui buletin de știri și paginii de Facebook Agrointeligența. Și nu uitați că zi de zi cele mai noi și utile informații din și pentru agricultură le găsiți pe www.agrointel.ro. Sunt Andra Dospinescu, toate cele bune pe data viitoare! Tehnologie, satelit, performanță, inovație. Pe scurt, Inovagria Meteo, o aplicație pe tabletă și telefon care îți oferă prognoza meteo specializată la nivel de oră și localitate. Prin Inovagria Meteo vei primi avertizări direct pe telefonul tău. Vei ști când să te pregătești pentru arșiță, ger, precipitații și fenomene de risc. Vei afla primul nivelul rezervei de apă din sol pentru cultura de grâu și porumb, dar și data primului îngheț de toamnă și a ultimului îngheț de primăvară. Descarcă chiar acum Inovagria Meteo și vei primi istoricul meteorologic de la stația meteo cea mai apropiată de tine. De acum, nimic nu te va mai surprinde. Inovagria Meteo, printr-o simplă atingere a telefonului.